găsit la Vlogmas 21. Astăzi facem Vlogmas 21. Să se facă ceasul. E 1. Ok, destul de târziu. E 1. Și afară e vreme așa. O să mă uită. Dar am altceva să vă arăt. Am zis că eu normal nu o să mai filmez pe 24, că filmez vor veni cu o zi înainte și ultima vlog mai vom filma pe 23, poate pe 24. Și am luat-o pe mama mea, dacă nu vreau să facem măcar bradul pe 23. Și da, așa că am scos aici. Știți că te cutia mea de la hoverboard? Și aici am toate astea. Bine, aici astea la suprafață, dar dacă le dăm, uitați ce e aici. E o nebunie și m-am depus ața la alea patru de acolo și la încă unul de ăsta de aici. Ăsta. Dacă am dat și un focus. Păi pe bune. Nu vreau un focus. Ia. Hai mă pe bune. Aștept să vă arăt și lingeria. Băi fratele meu. În fine, v-ați prins un glob albastru și asta care vom pune așa sub braț și posibil să facem bradul la mine, că nu m-am decis eu. Și pentru bradul avem 3 instalații. Știu că nu le vedeți, dar uite, vă rând una, o căsuță, două căsuțe și 3 căsuțe. Deci, de bunici mi-a trebuit să ață și la ăstea și la ăla și na. Dar uitați ce e aici! Deci vom face bradul pe 23. Asta m-a tot de la târg. Și am uitat să vă arăt ce a fost la spălat. Am luat de globuri vechi și asta e de la târg. Superb. Și aici am beteală, 3 tone de beteală. Și aici multe alte globuri. Nu pot să dau focus. Bun, ia. Se pune automatic. De bune. În fine, îl vedeți voi, am așa fel de globuri și sunt destul de încurcate între ele. Ok, stați așa. Eu sunt în pijamale, e ok. Las că le-am... În fine, vor trebui descurcate. Uitați ce moși! Am, ok. Am o chestie de-astea cu Merry Christmas. Am așa fel de globuri. Am o grămadă. Asta. Aici, vedeți, e o nebunie totală. Și astea merg toate, chiar le-am probat azi dimineață. Și să vă arăt și cu lingeria. Asta e lingeria. Am schimbat-o pe adevăr ce avea 3 săptămâni. De obicei eu le schimb la 2 săptămâni, dar am zis, hai să o las. Dar am pus-o pe asta pentru că și asta e de iarnă. Și uite, nu vă mai aranjez pilota, dar uite cam așa arată. E foarte frumix și e foarte plăcută la atingere. Și, yes. Și așa e și pilota și pernele și da. Să mă gândesc, mai avem foarte puțin vlog de făcut. Adică cine nu s-o postează sub vlog 20, asta facem deja vlog 21 și mai avem încă 3 vlogmasuri. Adică, lor mai avem foarte puțin. Așa că... Oh, da, chiar am făcut cumpărături. Dar nu, m-a arătat ce am luat pentru că genul meu doar din mâncare. Am văzut și șlapii Lidl. M-am uitat atent la ei, erau 15 lei, deci nu erau o avere. Dar aveam un fel de puf acolo la chestia cu Lidl și am vrut să-i port și ca papuși de casă și ca șlap de vară. Și m-am gândit că puful ăla vara, mai ales dacă îi port și când mergem la o piscină sau ceva, se va uda și va crea un disconfort. Așa că am zis că nu e alegere potrivită și mă relaxez în pat, mini luni. Da, e bine că sunt în vacanță, dar mâine am de făcut un test la română, ceea ce va fi... Da, încă un test din unitate, avem testul din manual, dar sunt avisant. Mă duc în pat. Am acolo un suc, vedeți în paharul ăla cu cel de acolo, așa că mă duc în pat
și mă relax. Așa că let's go. Bun, cam atât și cu acest video. E seara și sunt la lumina laptopului. Așa că mulțumesc mult de tot pentru vizionare, like dacă v-a plăcut, subscribe să facem ce este, mai avem foarte puțin. Iar noi ne vedem data viitoare. Pa!